Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am găsit și astăzi pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un unboxing și o prezentare la dezumidificatorul Miko sau Miko 20L. Cred că Miko se numește. El oricum e de proveniență din Anglia. În Anglia e țara lui de unde vine. Și știți că intrăm în sezonul rece sau pentru sezonul de iarnă, de toamnă, de primăvară, când umiditatea e foarte ridicată, nu ne permitem foarte mult să aerisim sau există în exces, atunci treaba cea mai bună e cu acest dezumidificator de la Miko. Aici spune că până la 20 de litri de apă extrage în 24 de ore. Acolo, vedeți, are un tank cu un vizor transparent, unde am arătat, are ceva roți pe care să mișcă. Economic, filtrul HEPA, o grămadă de detalii ne sunt oferite pe cutie. Sunt printre cele mai căutate dezumidificatoare. Spune că filtrul acela HEPA filtrează până la 99% din cam tot ce e dăunător pentru aerul din încăpere. Scrie aici din nou pe o laterală că 20 de litri de apă îi, până la 20 de litri extrage în 24 de ore. Mai mult la început, după care camera sau casa întreagă se va usca. Aici exact la 10 grade, la 20 de grade, diferite temperaturi, diferiți câți litri, cât consumă, câți litri pe zi, la diferite temperaturi, cu cât îi mai rece, cu cât e umidificarea mai în atmosferă mai mare, sau dacă uscăm noi diferite rufe sau avem multe plante sau ceva pe aerul, respirația aerului sau mulți oameni în încăpere, va deveni umed acesta, în funcție de acesta, pentru că e un aparat automat care se pornește la umiditatea care noi o stabilim, o presetăm acolo, are pe display-ul acela. Și se va porni și se va opri în funcție de cum reglăm noi. Deci e automat. Putem toată umiditatea din atmosferă, din casa noastră, să o ținem sub control. Aici, cum a venit el pe diferiți curieri, și să desfacem un pic să vedem ce e acolo, se află înfoliat foarte bine acest dezumidificator de la Miko, într-un celofan, avem filtrul acela, l-am scos un pic ca să nu mai tot foșnesc pe acolo diferite celofane care le extrag, diferiți polistireni care ține pentru transport. Vedeți, are un mâner foarte bun în care tu poți să-l muți dintr-un loc în altul și nu doar că are un mâner, are și niște role, are 4 role, micuțe, încerc să le surprind un pic ca să vedeți un pic despre ce e vorba. Ele se mișcă într-o parte sau în alta și tu nu mai trebuie să ridici aparatul, să-l ridici în sus, nu știu ce, tu poți de la mâner să-l tragi dintr-o parte în alta, dintr-o cameră în alta sau dintr-o zonă în alta. Are diferite setări acolo în funcție de cum vrei, dacă vrei să meargă mai repede sau mai încet ventilatorul. Poți să faci programare, poți să setezi umiditatea, are o ușiță care reglează cumva aerul în mai sus sau mai jos, o putem porni sau opri, putem să vedem acolo diferite LED-uri cum funcționează și dacă funcționează. Tot e de o simplitate reușită și cumva nouă nu ne plac foarte mult, adică aparatul acesta poate folosi și un om în vârstă, dar și un copil, acum nu mă refer la 5 ani sau ceva. Dar vreau să zic, nu-ți prinzi mâna cu tot felul de setări inteligente și alte lucruri. Aici se adună apa, vedeți acolo, e un loc curat, de sus condensează și se adună în rezervorul acesta. Acesta are mâner, îl deschizi de acolo, arunci apa și gata.
Ce vreau să zic, dacă se umple rezervorul, deci voi puteți să stați acolo liniștiți, dacă se umple rezervorul, oricum e un recipient cu zona aceasta transparentă. Tu poți să vezi în tot timpul cât îi apa, pe unde e apa. Oricum el se oprește electronic. Când se umple, are un senzor care... care întrerupe aparatul, deci nu va mai funcționa când... Și atunci îți tot piuie până golești apa. Aici se schimbă filtrul acela HEPA, se trage de materialul acela, se trage înspre noi, după care înlocuiești filtrul sau îl cureți și pui înapoi capacul. Vedeți, eu fac cu o singură mână, e foarte simplu, câteva secunde îți ia cu o mână în camera și cu o mână vreau să vă explic și vouă. Are cordonul acesta în care dacă tu vrei mai să înfășoară peste suportul acesta de plastic, dacă tu vrei să leși mai lung, mai lung, dacă vrei să leși mai scurt, mai scurt, aici încerc să focalizez, vedeți modelul Mico 20L, ne spune că merge până la 255 de W, are 13,6 kg, el când e gol, după care în funcție de apa care o conține se mai îngreunează. Aici încerc un pic să focalizez. Dacă vrei să nu-ți apa să nu se curgă în rezervorul acela, poți să-i montezi un furtun și merge direct la instalația de canalizare. Deci dacă tu îl ții fix ca o mașină de spălat vase, haine, el merge să se poate băga, se poate conecta direct la instalația de canalizare. Vreau să vă spun că e foarte bun, e simplu, spuneam, nu doar pentru încăperile în care au umiditate, dar și ca să o mențină un aer pur. Are funcția și aceasta. L-am băgat un pic în priză și să vedem un pic diferite lucruri, cum funcționează el. Dacă vedeți, de la butonul acela se schimbă mai tare sau mai încet căturația ventilatorului. Deci va da un debit mai mult sau mai mic în funcție de cum apăsăm noi, cum setăm noi. Vedeți, acolo e un ventilator mai cu aripile mai mici, aici e cu 4. Deci cumva are, acolo indică viteza. La butonul acesta se poate programa, se poate face programare, să pornească peste o oră sau să meargă o oră, două, trei, șase. Acolo diferite programări, se pot face diferite programări. Dumneavoastră citiți instrucțiunile și veți vedea multe setări acolo. Să mai pot face o grămadă de alte setări. Umiditatea, încerc să-l readuc la zero. Dacă nu-i setat acolo, el pornește instant. Când îi dai tu de la butonul verde, gata, apăs ca să... Acum, în încăpere, umiditatea e de 53%. Aici ce se întâmplă? Dacă apeși pe butonul acesta, aerul va merge când jos, când sus, deci nu va bate doar într-o poziție. Vântulețul acela care se aude va merge ba în jos, ba în sus, cum îl redirecționezi tu. Dacă alegi ca să apeși pe buton, el va sta în poziția în care tu îl pui. Deci nu va merge automat. El are un motoraș și merge automat, în jos și în sus. Cumva ca să împrăștie mai repede aerul, cumva. Dacă dai doar într-o direcție, tu te afli la un birou și nu vrei să fie, ai închis. Uitați, rămâne în poziția în care tu închizi. Așa, aici ne indică că extrage apa și acolo ne indică închis, deci acolo ne indică când e rezervorul umplut. Ne piuie, dar ne indică și cu roșu că rezervorul e umplut. Aici se poate seta umiditatea din încăpere. Dacă vedeți, o poți scădea, o poți urca. El când va atinge valoarea aceasta, el e la 55 acum. Dacă vreau să dau la 30, țin cu mâna sau apăs, de câte ori apăs, de atâtea ori el se va schimba, din 5 în 5%. Și când atinge temperatura, când atinge valoarea aceea de umiditate, se va opri. Deci se pornește automat,
decuplează automat, pornește automat și toate acestea îl putem face programare. Dacă nu ne interesează să scoatem apa, interesează doar ca să avem aerul pur, are o funcție de purificare a aerului. Deci cumva e două într-unul. Și atunci nu va porni compresorul, pentru că el extrage printr-un compresor. Nu va mai porni compresorul, doar va purifica aerul prin filtrul acela HEPA. Prieteni, cam aceasta a fost un unboxing, o prezentare la acest dezumidificator. El merge foarte bine, are senzori buni de calitate, îi un aparat calitativ, nu știu cum să vă zic, deci nu îi de la mijloc în jos sau de la mijloc în sus, el undeva se află în top. Mai sunt pe piață o grămadă de lucruri, dar am testat mai multe de la prieteni, de la din ăsta și acesta mi s-a părut o alegere potrivită. O alegere exact cum pentru casa mea. Nu m-am uitat la preț, nu m-am uitat la altceva decât să fac treabă, pentru că degeaba cumpăr 10 lucruri și care nu sunt bune, pe când pot să cumpăr unul și de calitate. Există în descriere link de unde puteți să cumpărați și până data viitoare, numai bine!